Giorgia Meloni a devenit în mod oficial premierul Italiei din partea partidului Fratelli d'Italia, după ce a fost desemnată să formeze guvernul de către președintele Sergio Mattarella. Meloni și-a prezentat compoziția guvernului, format din 24 de miniștri, care vor depune apoi jurământul. Noul prim-ministru al Italiei, Giorgia Meloni, a fost convocată la Palatul Quirinal de către președintele Sergio Mattarella, care i-a cerut să-și formeze guvernul. Ulterior, aceasta a prezentat o listă de 24 de miniștri care vor face parte din coaliția de guvernare. Astfel, noul guvern va fi format din nume cunoscute în politica italiană, precum Matteo Salvini, șeful Ligii Anti-Imigrație, care revine în funcția de vicepremier, dar și Giancarlo Giorgetti, care va prelua funcția de ministru al economiei. Urmează ca noii membri ai guvernului să depună jurământul în cursul zilelor următoare. Meloni a devenit premier după ce partidul post-fascist Fratelli d'Italia a câștigat cele mai multe voturi la ultimele alegeri parlamentare. Noul guvern italian își va prelua mandatul într-un context economic și internațional tensionat, marcat de creșterea prețurilor la energie și de războiul din Ucraina. În timp ce cea de-a treia economie a zonei euro se află în pragul recesiunii, Giorgia Meloni, în vârstă de 45 de ani, este așteptată săptămâna viitoare să-și țină discursul politic în fața ambelor camere ale Parlamentului, unde guvernul său va trebui să obțină votul de încredere înainte ca coaliția sa guvernamentală să-și poată începe oficial activitatea.